Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit. Sunt Diana Zel și vă prezint știrile amiezii. Republica Moldova va aplica sancțiuni internaționale. Guvernul a aprobat un proiect ce prevede mecanismul de implementare a restricțiilor. Potrivit documentului, măsurile restrictive internaționale pot fi aplicate pe teritoriul Republicii Moldova, atât cu referire la persoanele fizice, cât și cele juridice străine, apatrizi, cât și cu referire la cetățenii moldoveni și persoanele juridice din țara noastră, dacă s-a stabilit că acestea se eschivează de urmărire penală. Legea prevede modalități concrete prin care se asigură măsurile restrictive internaționale pe teritoriul Republicii Moldova și a regimului juridic a actelor prin care se va asigura acest mecanism. Totodată clasificăm și indicăm clar că categoriile de acte care pot fi contestate și în instanță de judecată în cazul în care persoana față de care se aplică aceste restricții nu este de acord. Totodată, potrivit premierului Dorin Recean, activele celor care sunt în sancțiuni internaționale la care Republica Moldova se aliniază vor fi imediat sechestrate și eventual confiscate în interesul părților corespunzătoare. Conform proiectului, statele, guvernele, persoanele fizice sau juridice și entitățile care au comis genocid, infracțiuni împotriva umanității, contra păcii și securității omenirii, infracțiuni de război, tortură și alte tratamente sau pedepse crude, umane sau degradante au admis sclavia, execuțiile, asasinatele, răpirea de persoane, arestări sau detenții arbitrare sau alte încălcări și abuzuri grave vor fi supuse sancțiunilor. Vor fi vizate și persoanele interpuse dacă actualmente sau în ultimii 10 ani au fost beneficiari efective ai unei persoane juridice de comun cu una din persoanele fizice sau juridice subiect al restricțiilor. Restricțiile se vor impune și dacă acestea au primit remunerări sau au avut afaceri comune cu subiecții sancțiunilor. Se mai spune în document, proiectul de lege urmează să fie aprobat și de către guvern. Societățile pe acțiuni Termoelectrica și CET Nord confirmă existența datoriilor față de furnizorul de gaze naturale Moldova Gaz. Cele două companii declară că în prezent caută soluții pentru achitarea restanței și menținerea unei colaborări eficiente cu această companie. Declarația vine după ce Moldova Gaz a atenționat că întreprinderile ar putea să nu le mai presteze servicii pentru neplata facturii. CET Nord spune într-un comunicat că datoria de 100 de milioane de lei față de Moldova Gaz s-a format în urma unor dificultăți întâmpinate anul trecut, în principal ca urmare a majorării semnificative și bruște a prețurilor la gaze naturale. Pentru a soluționa această problemă și pentru a ajunge la o înțelegere cu furnizorul nostru, societatea pe acțiuni CET Nord colaborează activ cu instituțiile competente ale statului, precum și cu Moldova Gaz. În acest sens, Agenția Proprietății Publice a înființat un grup de lucru din care fac parte reprezentanții CET Nord și Moldova Gaz, cu scopul de a identifica un mecanism de achitare a datoriei într-o manieră sustenabilă și eficientă. CET Nord menționează la rândul său că dorește să asigure opinia publică că întreprinderea este angajată în găsirea soluțiilor pentru achitarea datoriei și menținerea unei colaborări eficiente cu furnizorul de gaze. Totodată, întreprinderea menționează că în ceea ce privește atenționarea cu privire la deconectarea instalațiilor de gaze naturale ale consumatorilor, aceasta poate fi pusă în aplicare doar în limitele cadrului normativ existent. Am solicitat un comentariu și de la Termoelectrica la acest subiect, care are o datorie de peste 103 milioane de lei față de Moldova Gaz. Termoelectrica a luat act cu cele menționate și va întreprinde toate măsurile de remediere a situației. Și domnul director, în cadrul conferinței de presă din august, a menționat despre aceste datorii, a spus că se caută soluții pentru a remedia situația respectivă. Moldova Gaz a declarat marți, într-o atenționare făcută consumatorilor de lichidare a restanțelor pentru gaze, că Termoelectrica și CET Nord îi datorează în total aproape 204 milioane de lei. Compania mai menționează că restanța totală a abonaților săi este de aproape jumătate de miliard de lei. Datorii de peste 155 de milioane de lei revin consumatorilor non-casnici, iar aproape 127 de milioane
de lei consumatorilor casnici. Moldova Gaz îndeamnă toți abonații să achite restanța pentru gazele naturale furnizate până la începerea sezonului de încălzire. În caz contrar, se vor deconecta instalațiile de gaze naturale ale consumatorilor debitori și se va sesiza instanța de judecată în vederea încasării forțate a datoriilor, se spune în mesajul postat pe rețelele de socializare. Proteste în lumea arabă după atacul asupra unui spital din Gaza, soldat cu cel puțin 500 de morți. În Iordania, Liban, Iran și Turcia, mii de oameni au luat cu asalt reprezentanțele diplomatice ale Israelului și aliaților săi. Explozia din Gaza i-a înfuriat pe musulmani care nu pot crede altceva decât că statul evreu a bombardat spitalul. Tel Avivul susține la rândul său că o rachetă eșuată lansată de jihadul islamic a provocat tragedia. Potrivit Digi24, în Liban, protestatari furioși au luat cu asalt ambasada SUA din Beirut. Forțele de ordine au folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene pentru a-i îndepărta pe demonstranții care încercau să escaladeze gardul. Suntem aici pentru a spune poporului arab să se trezească, Palestina liberă. În Iran, o mulțime de oameni au mărșăluit pe străzile din Teheran în toiul nopții pentru a protesta față de distrugerea spitalului din nordul fâșiei Gaza. Demonstranții au pornit către ambasadele Franței și Marii Britanii, au dat foc drapelului israelian în urale puternice. Poporul palestinian nu a comis nicio crimă, ei nu vor nimic, aceasta este casa lor și nu vor să plece. Mă aștept de la conducătorii țării mele să sprijine Palestina și poporul palestinian. Israelienii ar trebui să fie pedepsiți. Am folosit acest slogan pentru a spune că ceea ce ne dorim cu toții sunt rachete împotriva rachetelor. După părerea mea, noi, iranienii, ar trebui să-i ajutăm cât mai mult pe palestinieni. Dacă este necesar, ar trebui să luptăm alături de ei. Mii de turci s-au adunat în fața consulatului israelian din Istanbul. Forțele de securitate au folosit spray cu piper și tunuri cu apă pentru a-i dispersa pe cei care forțau intrarea în complex. Și în capitala iordaniană Aman, protestatarii au încercat să ia cu asalt ambasada Israelului. Poliția a folosit gaze lacrimogene ca să disperseze miile de manifestanți. Incidentele de la reprezentanțele diplomatice ale Israelului și aliaților săi au loc după explozia de marți de la Spitalul Arab Baptist din Gaza. Ministerul Palestinian al Sănătății, condus de Hamas, afirmă că sute de persoane au fost ucise și acuză Tel Avivul pentru atac. Și în timp ce Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Bahrain s-au alăturat Egiptului, Iordaniei și Turciei, acuzând Israelul pentru bombardamentul asupra spitalului, statul evreu a publicat imagini pentru a demonstra că racheta a plecat de pe teritoriul fâșiei Gaza, dintr-o zonă în care susține că este folosită de jihadul islamic, a doua organizație teroristă din teritoriul palestinian și că ar fi căzut din greșeală pe spital. Oficialii israelieni susțin că ținta era de fapt statul lor. Mișcarea libaneză Hezbollah, susținută de Iran, amenință cu o zi a furiei fără precedent și complică și mai mult vizita deja tensionată a președintelui american Joe Biden în Israel. În timp ce președintele Statelor Unite era pe drum, șeful autorității palestiniene Mahmoud Abbas și-a anulat întâlnirea pe care trebuia să o aibă cu acesta în Liban. A fost anulată și întâlnirea la care urmau să participe pe lângă cei doi, regele Iordaniei și președintele egiptean. Comunitatea internațională a condamnat atacul de marți asupra spitalului creștin din Gaza. Rusia și Emiratele Arabe Unite au solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU în legătură cu această tragedie. Între timp, cancelarul german Olaf Scholz a aterizat în siguranță la Cairo după ce delegația a fost scoasă din avion marți înainte să decoleze de la Tel Aviv spre Egipt. Din cauza unei alarme de atac cu rachetă, relatează Bild. Oficialii au fost nevoiți să se arunce la pământ, iar pe clipul video se aud rachete care zboară în apropiere.
Evoluția prețului la gazele naturale depinde dacă vor ajunge sau nu lemnele în această iarnă pentru absolut toți doritorii. Asta spune conducerea de la Moldsilva, care declară că în prezent agenția are în stoc mai puține lemne, comparativ cu ceilalți ani. Îngrijorați de criza de iarna trecută, când oamenii de la sate puteau cumpăra lemne la preț redus doar câte 5 metri steri, unii moldoveni spun că au devenit mai precauți în acest sezon și s-au aprovizionat cu material lemnos pe tot parcursul anului. Potrivit lui Valeriu Caisân, agenția Moldsilva are acum în jur de 21.000 de metri steri de lemne de foc, cantitate insuficientă pentru întreg sezon de iarnă. Potrivit datelor, anual, moldovenii folosesc în sezonul rece aproximativ 1.000.000 de metri steri de masă lemnoasă. Comparativ cu anul trecut, stocurile sunt mai mici, dar în prezent suntem în plin proces de executare a lucrărilor. Am obținut autorizațiile pentru trimestrul 4, octombrie, noiembrie, decembrie, și în prezent suntem în pline lucrări. Șeful agenției susține că în acest an cererea pentru lemnul de foc a fost foarte mare în urma crizei din sezonul trecut. Nu, oamenii au procurat lemne pe tot parcursul anului curent, inclusiv în lunile în care în anii precedenți nu se procurau, adică începând cu luna mai, solicitările pentru lemne de foc erau foarte mici. Anul acesta au fost susținute permanent. Cererea încercăm să o explicăm prin faptul că oamenii încearcă să fie anul acesta precauți și se gândesc că dacă cumpără 5 metri de lemne și îi lasă undeva la uscat, acestea nu se încurce. Întrebat dacă cererea mare ar putea duce la lipsa stocului de lemne disponibile pentru cetățeni, Valeriu Caisân a declarat că totul depinde de creșterea prețului la gazele naturale. Dacă prețurile vor fi mult mai mici, s-ar putea noi să ne așteptăm să rămânem cu stocurile sau cu lemnele în pădure. Dacă prețurile vor fi mai mici sau considerabil mai mici decât prețurile la lemn pe kilocalorie, dacă prețurile la gaz vor fi mult mai mari, toată lumea se va orienta spre lemn și atunci vom avea situația care va fi anul trecut. Totul depinde de prețul la gaz. Ministrul Mediului, Rodica Iordanov, a declarat pentru Radio Moldova că prețul lemnului de foc pentru încălzire va crește anul acesta. Majorarea, spunea ea, se explică prin faptul că au crescut costurile lucrărilor. S-a majorat prețul carburanților, iar prețul lemnelor va varia de la o întreprindere silvică la alta. Dacă anul trecut prețul lemnului din speciile tari varia între 500 și 875 de lei per metru ster, în prezent aceeași cantitate a ajuns să coste între 750 și 1100 de lei, iar pe piață acestea ajung și la 1600 de lei. Între timp, ministrul energiei, Victor Parlicov, a declarat luni la Radio Moldova că deocamdată nu avem premise ca tariful la gazele naturale să fie micșorat. Oficialul a mai precizat că prețul combustibilului albastru va fi unul stabil, fără a numi însă un preț exact. Un tânăr de 25 de ani a fost obligat să plătească lunar câte 200 de euro unui bărbat de 60 de ani, după ce ultimul a aflat că are o aventură cu soția sa. Banii ar fi fost achitați și după ce soțul înșelat a aflat că partenera sa de viață și-a ajutat iubitul cu până la 1000 de euro. Astfel, în urma amenințărilor și a șantajului, amantul a fost impus să dea timp de 2 ani aproape 100.000 de lei. Tânărul amant a fost obligat prin șantaj și amenințări în august curent să dea câte 200 de euro lunar soțului iubitei sale. Acesta din urmă și-a realizat planul cu ajutorul unui prieten care și-a implicat și concubina în schemă. Mai exact, femeia l-a contactat pe bărbatul victimă pe rețelele de socializare, l-a invitat la o cafea în oraș, după care a intervenit concubinul ei, soțul amantei, precum și un alt complice. Ulterior, aceștia l-au transportat pe bărbat într-un apartament din sectorul Buiucane al capitalei, unde sub amenințare i-au dictat un text prin care amantul se obligă să transmită soțului iubitei sale aproape 100.000 de lei. Cinstit îți spun, eu serios îți spun, vreau să pat o groapă pentru tine, eu am dus doi pățani în pădure și o să pat o groapă. Și când eu sunt stat și m-am mai gândit cum eu totuși procedez, așa și mașină.
Mă sun mamă, pui mâine. Cum îți mai pune o cuțetă la gâmbă? Bărbatul șantajat a sesizat însă oamenii legii care au pornit percheziții la domiciliile celor patru participanți ai șantajului, de unde au fost depistate și ridicate inclusiv un electroșoc, înscrisuri de ciornă și telefoane folosite la comiterea infracțiunii. Ulterior au fost reținuți doi bărbați, soțul amantei fiind plecat peste hotare, acesta urmând a fi anunțat în căutare. În ceea ce privește pe femeia care l-a ademenit pe bărbat pentru a fi supus șantajului, aceasta este cercetată în libertate. În continuare, procurorii Pececoc urmează să cerceteze probele pentru determinarea necesității aplicării arestului preventiv în privința bărbaților reținuți, cu vârste de 32 și 48 de ani, se mai spune în comunicatul procuraturii. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile amiezii. Cu noi informații vă aștept la ora 17. Pe curând!